Infernul 14 sunea I-42-56. Aceasta este zona în care bărbatul a fost dat dispărut de aproape 24 de ore. Polițiștii de frontieră s-au alăturat și ei căutărilor, care au început chiar în aceste momente. De dimineață, de la ora 9, pompierii au reluat căutările în zona șantierului naval. N-au găsit însă nimic care să-i ducă pe drumul cel bun. Bărbatul pare să fi dispărut fără urmă. În această dimineață, începând cu ora 8:56, un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta Turnu Severin cu o auto specială și o barcă pneumatică a intervenit pentru reluarea căutărilor unei persoane dispărute. Infernul 14 sunea I-42-56. Ne aflăm la kilometru fluvial 932, navigăm amonte. Polițiștii de frontieră s-au alăturat și ei acțiunii de căutare a omului dispărut ieri de la șantierul naval. O embarcațiune dotată cu aparatură de ultimă generație a cercetat zona pe Dunăre. Embarcația poliției de frontieră a fost solicitată pentru căutarea și recuperarea din apă a unei persoane căzute pe direcția kilometrului fluvial 933. Embarcația este dotată cu un sistem integrat SIMRAD, care are în dotare o sondă ultrason, ce poate descoperi obiectele aflate la semi-imersiune și pe fundul apei. Bărbatul în vârstă de 55 de ani este electrician la șantierul naval. A dispărut ieri la orele prânzului de la locul de muncă, iar de atunci rudele, colegii și autoritățile îl caută neîncetat. Una dintre ipoteze ar fi aceea că bărbatul s-ar fi sinucis din cauza lipsei de bani.